Autoritățile de la Chișinău încă nu cunosc când ar urma să fie completată componența guvernului cu prezența Evgheniei Guțul, noua bașcană a Găgăuziei. Deși la învestirea oficială în calitate de bașcană a trecut o săptămână astăzi, aceasta nu a participat la ședința executivului. Asta pentru că nu au fost efectuate toate procedurile legale. Președinția evită să răspundă când va fi semnat decretul prin care Evgheniei Guțul va deveni oficial membru al guvernului. Reprezentanții Adunării Populare a Găgăuziei speră că autoritățile de la Chișinău vor respecta legea, chiar dacă bașcana aleasă nu este pe placul lor. Fotoliul pe care ar fi trebuit să-l ocupe la ședințele guvernului reprezentantul Găgăuziei și astăzi era gol. Purtătorul de cuvânt al instituției ne-a spus că echipa guvernului va fi deplină doar când vor fi efectuate toate procedurile legale. Înțelegem că este o procedură legală care trebuie să fie încheiată. Ușile guvernului sunt deschise atunci când vin membrii în ședințele de cabinet, îi vedeți cu toții. Înțeleg eu că atunci când vor fi încheiate procedurile legale, atunci vom avea o componență deplină aici la Casa Guvernului. Cert este că pe această problematică trebuie să ne conducem de buchia legii. Asta ar însemna că Evgheniei Guțul, noua bașcană a Găgăuziei, susținută la alegeri de fugarul Ilan Șor, ar urma să facă parte din executiv doar când șefa statului Maia Sandu va semna decretul de investire. Lucru încă neclar la o săptămână de la ceremonia fastuoasă de la Comrat. Solicitați pentru un comentariu, reprezentanții președinției ne-au spus să transmitem o solicitare oficială. Am încercat să aflăm de la președinție când ar urma să fie investită în funcția de membru a guvernului noua bașcană a Găgăuziei, Evgheniei Guțul, dar nu am primit un răspuns. Am venit la Comrat pentru a obține un comentariu din partea bașcanei, dar subalternii săi ne-au spus că aceasta este într-o deplasare de serviciu. Reprezentanții Adunării Populare a Găgăuziei susțin că autoritățile de la Chișinău ar trebui să respecte decizia Curții Constituționale, prin care s-a stabilit clar că bașcana trebuie să facă parte din cabinetul de miniștri. Totuși, văd o problemă în faptul că nu este un cadru legal care prevede în cât timp acest lucru trebuie făcut. Но мы знаем отношение официальных властей Кишинева к новоизбранному главе Гагаузии, понимаем сложность происходящих событий и надеемся, что все-таки верх возьмет государственный подход. К сожалению, нету временных рамок, в какой период это происходит. То есть в соответствии с законом она должна стать членом правительства Республики Молдова. И даже есть решение Конституционного суда, было обращение одно время в Конституционный суд о том, что глава Гагаузии не должна являться членом правительства Республики Молдова, и было соответствующее постановление Конституционного суда, что глава автономии должна быть членом правительства. Alegerile pentru funcția de bașcan s-au desfășurat la finele lunii aprilie, iar în turul 2 s-au calificat candidatul independent Grigoriu Zun, susținut de PSRM, și Evgheniei Guțul, candidata partidului Șor, care a câștigat scrutinul. Guțul împreună cu partidul care a susținut-o la alegeri sunt bănuiți de coruperea legătorilor, fapt pe care îl neagă.